Însă cu informația de ultimă oră, fetița de 2 ani și jumătate care a dispărut de acasă din localitatea Doljană Breasta a fost găsită moartă la doar câteva sute de metri de casă. Copila era plină de sânge în momentul în care a fost găsită, iar anchetatorii nu exclud varianta unei crime. Mai multe persoane au fost duse deja la audieri. Oamenii care au participat la căutări spun că rudele fetiței au dat indicații greșit despre locul în care s-ar putea afla. Vă avertizăm că urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Medic! Chemați medicul repede! Un medic urgent! Autoritățile au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă după moartea Raisei. Colega mea, Loredana Chimuiu, corespondent Antena 3 CNN, vine cu ultimele informații despre ceea ce s-a întâmplat și, bineînțeles, despre variantele anchetatorilor. Foarte important, Loredana, în cazul acesta. A fost găsită foarte aproape de casă copila în urmă cu foarte puțin timp. Ce se întâmplă la această oră și ce spun polițiștii care investighează cazul? Micuța Raisa a fost găsită la câteva sute de metri de casa unde locuia împreună cu bunicii. În urmă cu foarte puțin timp la fața locului au ajuns criminaliștii. Se așteaptă să ajungă aici în localitatea Breasta și medicii legiști pentru a stabili exact primele cauze ale acestui deces, să vadă dacă moartea a fost prin violență. Ulterior se va stabili exact încadrarea în acest dosar penal pe care deja, conform procedurii, a fost deschis pentru ucidere din culpă. Sunt deja ridicate de la domiciliu mai multe persoane. Vorbim despre rudele micuței Raisa, unchi, un văr, inclusiv bunicul va fi audiat încă de la început, de seara trecută. Au existat mai multe suspiciuni că rudele nu ar da indicații corecte pe unde ar fi luat-o fetița. A fost apelul la 112 undeva în jurul prânzului, mai exact la ora 12:30. Atunci s-a spus, autoritățile au primit informația că fetița ar fi dispărut chiar din fața casei, că se juca împreună cu alți copii, însă polițiștii, după ce au vizionat imaginile de pe o cameră de supraveghere ale unui vecin, au sesizat că micuța Raisa de fapt intrase în curtea casei și nu mai ieșise. De aceea s-a mers pe ideea că Raisa ar fi mers prin spatele casei, ar fi ieșit în grădină și de acolo ar fi ajuns pe câmp. Seara trecută au fost la fața locului și cei de la o asociație canină din Craiova. 8 câini de căutare au fost la fața locului și președintele acestei asociații chiar a tras un semnal de alarmă și a spus că foarte greu a reușit să intre în curtea casei. Familia efectiv nu permitea accesul câinilor în curte. Mai mult decât atât, li s-a dat câinilor să miroase un pulover care era mult mai mare, puțin probabil, ca mărime, puțin probabil să fi fost al fetiței. Toate aceste aspecte, bineînțeles, procurorii care anchetează acest caz le vor analiza. Mulțumesc, Loredana, pentru toate aceste detalii cu informații de ultimă oră acum despre tragedia. Aceasta este în direct cu noi subcomisarul Cristian Grigorescu, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj. Mulțumesc pentru prezență, domnule subcomisar Grigorescu. Care sunt ultimele detalii? Ce s-a stabilit până în momentul acesta? Bună ziua! În primul rând aș vrea să transmit sincere condoleanțe părinților și bunicilor îndoliați. Așa cum a precizat și colega dumneavoastră, încă de la momentul sesizării, la fața locului au fost mobilizate efective sporite de polițiști, jandarmi, pompieri, câini de urmă, oameni din localitate care au venit în sprijinul nostru, voluntari. Căutările au avut loc atât pe timpul zilei de ieri, cât și în timpul nopții au fost folosite inclusiv camere de termoviziune, adică în niciun moment nu am renunțat să o căutăm pe micuță. În această dimineață
Polițiștii au reluat căutările pe zona unde aveam indicii că fata ar fi putut merge. În momentul acesta, domnule subcomisar, se știe din ce cauza a murit copila? Sunt oameni care spun că i-au auzit pe anchetatori discutând despre faptul că ar fi fost găsită cu urme de violență pe corp. În acest moment nu pot să fac o asemenea precizare, câtă vreme trupul neînsuflețit nu va fi examinat de un medic legist. Urmează să fie coroborate toate mijloacele de probă, iar ulterior cu siguranță se va face și încadrarea juridică cu privire la faptul. În momentul acesta a fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul Raisei? Da, și se efectuează cercetări pentru a administra probatorului și pentru a se stabili cu exactitate modul în care fetița a murit. Și o ultimă întrebare, cine sunt cei duși la audieri în momentele acestea, domnule Grigorescu? Sunt mai multe persoane care sunt duse la audieri în acest moment, atât membrii de familie cât și vecini care au văzut-o pe fetiță. Urmează ca în funcție de declarația fiecăruia în parte, coroborate împreună cu toate celelalte mijloace de probă, să se stabilească situația de fapt. La fața locului se mai fac cercetări în momentul acesta? Sigur că da. Suntem în continuare la fața locului, continuăm cercetările pentru a aduna cât mai multe mijloace, materiale de probă necesare și atât de utile în soluționarea cauzei. Mulțumesc foarte mult pentru precizările dumneavoastră. A fost Cristian Grigorescu, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj. Haideți să vedem însă ce spun și martorii, vecinii, cei care au participat așadar de ieri și până astăzi la căutările Raisei. Tot noaptea am căutat. Până la 4 dimineață. Nu găsim nimic. Toată zona asta a fost în vânză. Numai aici a stat drona, în zona asta aici. Numai aici a stat drona și elicopterul. Zi și noapte. De ieri, de la ora 11, continuu. Cum credeți că a fost posibil așa ceva să fie omorâtă? Nu știu. Asta nu e greșeală. E faptă intenționată care a făcut. Să se ia în pretele la fiecare și să se depisteze ăsta care a fost agresorul. Pentru că era o fată nevinovată, un copil de 2 ani și jumătate.